Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. Se stabilește pentru data din 19 decembrie 2021 turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute în primul tur de scrutin. Astfel, decizia desfășurării celui de-al doilea tur în municipiul Bălți și revenirea în buletinele de vot a candidatului PAS Boris Marcoci a fost luată cu votul a 6 membri CEC, 4 dintre care desemnați de majoritatea PAS și unul ajuns în funcție la propunerea șefului statului Maia Sandu. Alți doi membri ai CEC, Lilian Enciu și Vasile Postolache, desemnați de blocul comuniștilor și socialiștilor, s-au obținut de la vot. Subliniem că la scurt timp de la anunțarea deciziei CEC, pe pagina de Facebook a PAS-ului a apărut o postare prin care anunță retragerea candidatului Marcoci. Pentru a evita orice speculații, PAS anunță retragerea din cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Bălți a candidatului său Boris Marcoci. Decizia urmează a fi formalizată de către forurile statuare ale partidului în decursul zilei de mâine. Se arată în comunicatul PAS. Nu se știe deocamdată cine va lua locul lui Marcoci în buletinele de vot. În presă, deja se vehiculează că Grigorișin ar urma să se dueleze cu Alexander Nesterovski, candidatul blocului comuniștilor și socialiștilor, aflat pe locul 4 după numărul de voturi acumulate. O decizie finală în acest sens însă nu a fost luată.